facem. Hai, lasă, tu arată ce trebuie să, cum, cum, cum ai făcut. Eu uite aici. Hai, eu am zis, acolo, da? Pune-o, da, acolo? E de acolo? Hai, ia-l și mai. Ce-ați făcut cu copilul? De ce i-ați dat foc? Nu v-a fost milă de el? Oamenii din satul Șerbotești au rămas înmărmuriți când polițiștii au descoperit rămășițe carbonizate din trupul bebelușului. Tânăra, mama a doi copii în vârstă de 2 și 6 ani, a rămas însărcinată în urma unei aventuri. Din acest motiv, soțul ei a cerut divorțul și a plecat la muncă în străinătate. Femeia, în vârstă de 25 de ani, nu a vrut să recunoască niciun moment sarcina. Ascuns sarcina, să înțeleg. Da. Nu recunosc nici față de picior. Nu recunoscut sarcina. Am întrebat-o, Cătălin, măi, ești însărcinată? Nu. Și uite, la o săptămână după ce pleca băietul, ieri o săptămână pleca băietul, a făcut prostia. Uite să-l las, să-l nasc, el crește meu până la urmă. Vecinii au bănuit că se întâmplase ceva pentru că femeia nu mai era însărcinată, dar nici copilul nu-l mai avea. Păi am văzut-o că e însărcinată și după asta am văzut-o fără burtă. Noi de unde știm ce-a făcut. Ne-am gândit, eu știu, poate s-a dus la spital, poate am bănuit ceva, dar eu știu și... Și-a fost în minte ei. Ceva mă gândim că presâmțăm ceva, că ceva rău a făcut, că nu. Pentru că suntem aici și... M-am gândit, cred că a făcut ceva rău. Mamă care nu-l mai făceam decât să-l duc sau din prima lună. Asta nu-l duc și 9 luni din bursă și apoi îl dai afară. E un copil nevinovat. S-a întâmplat, asta el duc, nu pot să-l cresc, n-am care el poate să-l crească, crește să-l... Da, nu-i frumos. Eu ascuns sarcina tot timpul și... Nu știu, o mamă care n-are suflet de copil, care, uite, nu am doi, dar nu ne-am făcut prostia asta, nu știu. În cele din urmă, tânăra a recunoscut în fața anchetatorilor că a născut în urmă cu o săptămână și că și-a incendiat pruncul în fața casei, iar apoi l-a aruncat în toaletă. În urma cercetării efectuate la fața locului de polițiștii de investigații criminale împreună cu specialiștii criminaliști, în toaleta din curtea locuinței femeii a fost găsit cadavrul unui nou-născut, ce a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vaslui, unde a fost și efectuată necropsia. Medicii vor stabili în urma necropsiei dacă bebelușul s-a născut viu. Femeia ar putea fi acuzată de pruncucidere.